Center FNM, Sandro Dante Republica, vă urează o seară frumoasă în spectacolul Te aștept să vii, pe Mirabela Dauer, Angela Rusu, Gheorghe Gheorghiu și pentru prima dată în Canada, maestru Nicolae Bodros. A avut loc spectacolul Te aștept să vii, un spectacol care a adus în scenă patru artiști din România, printre care cunoscuta, celebra Mirabela Dauer. Ce părere aveți despre întâlnirile cu comunitățile românești din afara țării? Sunt cu totul și cu totul altceva decât cele de acasă. Publicul din diasporă este altceva decât publicul de acasă. Este dornic, ne așteaptă cu mare drag, e fericit că ne vede, participă și asta eu nu spun că nu e genul meu să perii pe absolut nimeni. Este o realitate. Acasă cred că s-au obișnuit să ne aibă întotdeauna la îndemână. Când vor ei, noi să fim acolo. Publicul din străinătate se participă altfel. Altfel. Noi, cel puțin eu așa îl simt. Pentru Escu TV, cu Mirabela Dauer, Maria Ionicescu. 4 noiembrie, în Montreal, a avut loc spectacolul Te aștept să vii, spectacol care l-a avut pe scenă pe maestrul Bodgros pentru prima dată în Canada. Pentru toți iubitorii de folclor, pentru toți cei care au plecat de acasă, dar au păstrat în suflet frumusețea folclorului românesc, maestrul Nicolae Bodgros, câteva cuvinte. Câteva cuvinte s-ar putea să nu ne ajungă nici sufletul să mi-l expun, dar vreau să vă spun că emoțiile sunt foarte mari. De când m-am născut eu, toate spectacolele mele au fost făcute la mari emoții, fiindcă nu-ți dai seama care oameni au plecat din țară de la tine, nici de la noi din Republica Moldova, nici din România, nu ne-am dat seama, dar aici am întâlnit atâta lume, chiar acum mergând încoace, venind până la masă, m-am întâlnit cu oameni de la mine din raion, de la Cahul, care sunt de la satele apropiate. Deci sunt niște lucruri pe care nu ne dăm seama trăind acasă, iar venind în străinătate ne dăm seama care sunt cei care au plecat de acasă. Sunt niște oameni deosebiți, fiindcă în primul rând vorbesc limba și mă bucur foarte mult că astăzi am avut ocazia să le cânt doinile mele, să le cânt cânticile mele de jale, cânticile mele de joc și au atins sufletele lor. Atât cât a lor, așa au fost atinse și sufletul meu. Rolul unui artist este pentru toată lumea și pentru diasporă și pentru cei de acasă să le mângâie sufletul, fiindcă uneori viața ne pune la încercări, iar noi muzicienii, din contra, ajutăm lumea ca să trăiască mai bine, sufletește, fiindcă material noi nu putem să facem nimic, dar cu sufletul putem să dăruim tot ce avem din sufletul nostru ca ei să ne înțeleagă că le ducem dorul lor atât cât și ei nouă. Eu aș vrea ca dorul ăsta care noi am venit de acasă cu dorul spre ei, să le mai ușurăm un pic dorul, fiindcă totuși le este dor de casă. Casa este sfântă, unde se naște lumea, acolo este cel mai sfânt. Cu maestrul Nicolae Bodgros, de la Montreal, un spectacol extraordinar. Vă mulțumim, domnule Nicolae Bodgros. Și eu vă mulțumesc din suflet, fiindcă am putut să-mi deschid sufletul și să le spun tuturor românilor că îi iubesc și mă bucur, fiindcă ei m-au făcut pe mine artist. Publicul este cel care consacră artistul. Mă închin și doresc multă sănătate, fericire. Pentru Escu TV, Maria Ionicescu.
spectacol la Montreal. Ce aduce pentru comunitatea românilor din diaspora? Ce aduce chitara și cântecul dumneavoastră? Numai gânduri bune și mesaje de prietenie și de frumusețe. E un spectacol deosebit. De mult la Montreal n-am avut un public atât de frumos. Aveam emoții pentru că de câteva ori publicul a fost așa mai rece, dar în seara asta publicul a fost extraordinar, organizarea extraordinară. Mulțumim foarte mult organizatorilor și așteptăm să ne mai invitați. Pentru Iescu TV, cu Gheorghe Gheorghiu, Maria Ionicescu. Dar unde dragoste vie, nimic nu e, nici soare lui, nici viață noi, iar eu mă simt ca lumina noi. Dar unde dragoste vie, nimic nu e, nici soare lui, nici viață noi, acolo unde nu. Este foarte important să putem ajunge la oameni în sufletele lor așa cum ne dorim. Asta pentru mine cel puțin este cea mai mare realizare și aplauzele publicului înseamnă tot. Doamna Angela Rusu, ce părere aveți despre capacitatea artiștilor de a îi aduna pe oameni care vorbesc aceeași limbă, simt în același fel, vin din același loc al lumii? Este un lucru extraordinar pentru că în momentul în care un artist merge departe de casă și cântă la românii plecați, poate sunt de zeci de ani plecați și care n-au uitat tradițiile, n-au uitat să simtă românești, să vorbească românești. Este foarte important să ajungem în mijlocul lor și cel mai important este, cred că, organizatorii ce eforturi fac ca să poată să țină o comunitate unită și ca să poată să participe la asemenea evenimente. Pentru Iescu TV, cu doamna Angela Rusu. Am primit o deosebită plăcere de la concertul care numai ce s-a terminat și eu s-o cot din 400 sau din 500 de spectatori care au stat în sală. Eu nu cred că a fost o persoană care n-a simțit patriotismul, n-a simțit căldura, n-a simțit farmecul acesta. Și vă mulțumesc mult organizatorilor care au organizat serata aceasta Iescu TV. A fost o serată foarte frumoasă și s-a simțit că ambele părți ale Prutului, românii de pretutindeni, au fost aici în sală, toți împreună, înflăcărați, în dans. Mulțumim din inimă celor care au făcut posibil acest eveniment, acest spectacol, organizatorilor, sunt foarte mulți, Iescu TV, care a fost de nota 10 în seara asta pentru tot ce a făcut. S-a văzut că a pus suflet, a pus inimă la acest eveniment. Minunată, am simțit extraordinar. Sunt rare ocaziile când poți să ai artiști de calibru celor care am întâlnit în seara asta. Da, este cea mai frumoasă seară în 20 de ani care am avut-o cu artiștii români. Vă mulțumim din inimă și să ne mai aduceți artiști de valoare și popor și spectatori de valoare au fost. Vă mulțumim într-adevăr reclama care ne-o faceți pe Facebook merge și a fost bine promovată. Consider că s-a făcut o promovare bună și din timp. Și mai așteptăm astfel de spectacole. Bonjour et bienvenue à l'émission Les conseils de spécialistes. Je suis Dr Igor Birka, je suis chirurgien dentiste et je pratique à Laval, au centre dentaire Birka.
Ma pratique est assez large. On couvre la dentisterie familiale, la prostodontie, endodontie, implantologie. Et j'ai beaucoup de patients en orthodontie. En pratiquant la dentisterie familiale, je vois les parents qui viennent avec ses enfants et je les vois déjà qu'il y a des petits problèmes, les problèmes d'occlusion. Pour expliquer c'est quoi un problème d'occlusion, c'est quoi une occlusion, c'est un rapport entre les dents du haut et les dents du bas, le rapport des arcades. Une malocclusion, ça c'est un rapport idéal, c'est une occlusion classe 1. Une malocclusion, c'est un rapport un petit peu différent. On appelle ça une malocclusion squelettique classe 2. Pourquoi squelettique? Parce que le squelette et l'arcade du maxillaire supérieur est beaucoup plus large que l'arcade de la mandibule. Pour cela, la mandibule n'est pas capable, les dents du bas ne sont pas capables de mordre un morceau de viande, un morceau de pain. Il ne peut pas mordre parce que ses dents du bas touchent le palais et pas rentrent en occlusion avec les dents du haut. Donc, pour comprendre qu'en orthodontie, on a besoin d'un dépistage précoce des malocclusions. Pour vous guider un petit peu, je vais vous poser une question. Avez-vous vu votre enfant respirer par la bouche plus que par le nez? Si oui, depuis combien de temps? Avez-vous vu votre enfant dormir sur le même côté plutôt que les deux côtés? Si oui, depuis combien de temps? Est-ce que votre enfant suce son pouce, un crayon ou range les ongles? Si oui, depuis combien de temps? Je vous pose ces questions parce que ce sont des habitudes à éviter. Ce sont des habitudes qui peuvent nous amener à des malocclusions, des déformations des arcades. On peut y avoir des dents chevauchées, on peut y avoir des malocclusions de type occlusion croisée et d'autres anomalies. Les cas de respiration buccale sont aussi très compliqués parce que si on va parler de nouveau-né, il respire toujours par le nez. Si votre enfant a commencé à respirer par la bouche, il y a une obstruction qui est intervenue. Ça peut être des végétations, ça peut être un rhume chronique, une infection. On doit faire un suivi avec un médecin en otorhinolaryngologie. Plus de temps votre enfant va respirer par la bouche, plus de déformations on peut y avoir. Pour un dépistage précoce des malformations dentaires, je vous invite à faire un suivi et des examens au minimum 12 mois. Cela permet au dentiste, premièrement, de faire un bon suivi, de voir si votre enfant n'a pas de caries, surtout quand il respire par la bouche, parce qu'on peut y avoir les dents sèches. Ça va permettre de suivre si les dents de bébé sont tombées à un bon terme, si les dents permanentes sont arrivées en bouche, tous, ou il y a des dents qui sont incluses. Ça va permettre de voir des anomalies dans le stade précoce, quand les forces de croissance sont encore là, quand la croissance n'est pas finie. Parce qu'en dépistant une malocclusion, c'est mieux de faire le traitement en utilisant les forces de croissance de l'organisme. Je voulais vous montrer une occlusion, un de mes patients qui ferme très bien, comme je vous avais montré sur le modèle précédent, qui ferme bien ses dents ensemble. Savez-vous que cet enfant a eu
3 ans de traitement intensif avec des appareils amovibles et des broches. Je vais vous montrer le modèle initial de ce patient. Il est venu avec une occlusion comme ça. Il ne pouvait pas mordre. Il ne pouvait pas mordre une pomme. Pourquoi? Parce que ses dents du bas rentraient au niveau du palais dur, mais il ne touchait pas les dents du haut pour mordre. Je vous invite, si vous avez trouvé déjà des problèmes orthodontiques, de prendre un rendez-vous déjà pour un examen plus spécialisé, les examens orthodontiques qui incluent les radiographies, céphalométrie, les modèles d'études, les photos. En faisant une synthèse de toutes les données, on peut poser un diagnostic correct, adéquat. On peut vous proposer un traitement. On peut savoir à peu près combien de temps ça va durer et le coût du traitement. Je voulais vous remercier beaucoup pour votre attention et vous êtes bienvenue aux prochaines émissions Les conseils du spécialiste. Merci. Asociația Română din Canada și-a încheiat activitățile de la Câmpul Românesc Val David cu tradiționala sărbătoare câmpenească Sfânta Maria la Români. Cu o tradiție de peste 60 de ani, acest eveniment se desfășoară an de an pe Câmpul Românesc de la Val David, adunând un număr impresionant de români din Montreal și împrejurim. Este una dintre cele mai îndrăgite și așteptate ocazii ale românilor din această parte a Canadei de a fi împreună și de a sprijini prin prezența lor Asociația Română din Canada și Câmpul Românesc pe care aceasta îl deține. Primărița orașului, doamna Nicol Davidson, ne-a onorat cu prezența ca marca respectului de care se bucură comunitatea românilor pentru contribuția acesteia la viața culturală, socială și economică a Canadei. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous souhaitons vous garder avec nous comme ça pendant des années. Alors profitez bien de ce magnifique lieu et c'est tellement impressionnant de vous voir et de goûter à votre culture. Alors belle célébration aujourd'hui, amusez-vous bien. Președintele asociației, domnul Ionel Țăranu, fiul unuia dintre fondatorii ARC, Jean Țăranu, dorește ca împreună cu membrii Consiliului, al benevolilor și al tuturor membrilor, să ducă mai departe ceea ce a început acum peste 60 de ani o mână de oameni pasionați care visau să se întoarcă acasă. David și București sunt jumelați. Dat fiind acest lucru, noi avem sprijinul lor pentru multe chestii. Între altele și faptul că suntem bineveniți pentru restul comunității din Val David. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de Trio Plus, un grup deja cunoscut în comunitatea românilor, cu un repertoriu folcloric variat care a făcut să rezoneze publicul prezent. Am plecat copil de acasă, ca să ajung unde nu sunt, dar nici bogații, nici săracii nu trăiesc de dor. Cu mic, cu mare, tineri și bătrâni, acești români se întâlnesc an de an aici pentru a-și spune unul altuia că încă sunt în viață, că încă nu s-au uitat și că încă nu a murit în ei sentimentul apartenenței la ceea ce este românesc. Își dau mâinile în hora strămoșească și își doresc călduros să se revadă și anul viitor aici, la Val David, ca acasă. Nu au lipsit nici preparatele tradiționale servite de Iza Catering, Decebal și Curtoș Colaci, fără de care serbarea câmpenească nu ar fi avut același gust. Carmen Mecu, inimoasa profesoară care timp de un an s-a implicat benevol, a reușit să pună în scenă o suită de dansuri populare după o coreografie proprie. Tarabostes, un grup deja consacrat printre românii din Quebec, a completat atmosfera de sărbătoare și bună dispoziție cu piese îndrăgite din repertoriul trupelor celebre românești, dar și din repertoriul propriu.
Ridendo Teatre Junes a oferit celor mai mici dintre spectatori ocazia de a se prezenta și de a participa cu entuziasm la activitățile propuse, iar pentru unii dintre ei a fost pentru prima oară când au dansat Hora Unirii. Alexandru Țuțuianu, prezent printre români la toate momentele importante, ne-a pregătit un recital în limbile română și italiană. Câmpul românesc de la Val David se apropie cum nu se poate mai bine de peisajele montane din România. Este locul unde românii se întâlnesc an de an cu familiile și prietenii pentru a se simți aproape, pentru a revedea prieteni vechi, pentru a mai schimba o vorbă și pentru a lega noi prietenii.